Bună ziua, sunt Maxi și astăzi vă voi prezenta tutorialul cu numărul 4 din serie. Astăzi vom învăța împreună și vom înțelege cum să faceți construim un teren agricol și să facem și să vă amenajați frumos casa. Am lăsat de data trecută lemnul, fierul și aurul să se fiarbă și să se ardă și am format lingourile, da? După ce v-am învățat să mergeți în mine, da? Iar acum vom continua să facem teren agricol. Pentru a avea grâu, pentru că asta voi face, un teren cu grâu, prima oară trebuie să am puțin lemn. De fapt, puțin mai mult. Oh, deja am lemn. Înseamnă că mă voi duce acasă. Au, urăsc asta. Așa, mă voi duce acasă și voi construi garduri. Pentru a construi un gard, uitați ce trebuie să faceți. Luați lemn și începem. Puneți undeva click stânga aici și apoi click dreapta ca să înjumătățiți. Click dreapta, pardon, mă scuzați, face multe bețe și le înjumătățim și astfel obținem două garduri. Le vom lua pe toate. Perfect. Așa. Ah. Așa. O voi face cu deschidere. Stai să văd și eu. Da, au niște pași pe aici. Mă simt ca înciudat. Da. Pentru început vom face gardurile care vor împrejmui terenul agricol și voi începe așa. De aici. Așa. Așa. Și vom continua. Din păcate mi s-a terminat gardurile și va trebui să fac altele noi. Observați că ne trebuie să risipim foarte mult lemn. Tot au niște pași prin iarbă și mă deranjează. S-ar putea să fie un monstru sau orice altceva. Din păcate. Mai obțin 20 de garduri. What? So this. Ok. Voi distruge aici și voi continua. Așa. Și voi face o ușă. V-am învățat în celelalte tutoriale cum să faceți una. După cum vedeți, merge cu orice fel de lemn. Da?
aici ne va trebui doar și doar pământ. Din păcate nu prea avem pământ, căci l-am consumat în peșteri. Mă voi duce să iau niște pământ și mă voi întoarce. Perfect. Am luat pământul. Sper că am destul. Oh, da, chiar am destul. Chiar prea mult. Ok. Și voi pune aici gravel. Și aici pământ. Ah. Da, din păcate apa îngheață. Și imediat ce distrugem blocul, trebuie să punem iar pământul. Da. Oh, mi-e foame. Să mănânc. Perfect. Acum, ca să îmi crească recoltele, trebuie să am torțe, da? Ca seara să-mi poată să crească recoltele, deoarece recolta crește doar cu multă lumină. Așa că vă trebuie lumină, dacă vreți să faceți ceva bine, ceva să faceți acel ceva bine, trebuie lumină. Ok, acest este terenul. Apune soarele, ceea ce înseamnă că trebuie să ne grăbim puțin. Și ca să luăm grâu, trebuie să distrugem iarbă. Și astfel vom obține semințe pe care le putem folosi să le plantăm. Deocamdată... A, da, nu o să vă iasă din fiecare fir de iarbă omorât, distrus, nu o să vă iasă câte o semință. O să vă iasă așa... mai rar puțin, așa la vreo 2-3 încercări sau chiar la una, depinde cum aveți noroc. Se pare că am adunat puțin și pentru început e destul, 8 sau cred că mai puțin, dar se întunecă și trebuie să mă grăbesc. Trebuie să mă foarte grăbesc. Firar. Trebuie... Oh, no! Câte găini! Ok. Voi pleca. Spre casă. Așa. Perfect. Eu. N-am aranjat-o bine. Stai să fac și
un topor ca să poate să, ca să poată să meargă mai bine. Mai rapid, de fapt. Da. Perfect. Și ca să facem teren agricol, ne trebuie o sapă. Uitați cum se face sapă. Stați, mai trebuie să iau bețe. Și voi pune două bețe una peste alta și două astea de piatră una peste alta. Dar pentru început, ca să fac bine, o să pun cu lemn. Ok. Așa, perfect. Și acum vom face așa. Vom planta semințele și vom aștepta să crească. Iar apoi vom pune torțele. Le voi pune așa pe colțuri și ele vor avea timp să crească. Vă învăț o șmecherie. Ca ele să crească cât mai repede, e bine să vă faceți teren agricol nu chiar la munte, pentru că apa va îngheța. De ce spun apă? Păi, e bine, dacă vreți să vă crească recoltele cât mai repede, să puneți așa un rând de semințe și apoi un rând de apă. Cum luați apa? Foarte ușor, adică cu o găleată. Ca să faceți o găleată, vă trebuie 3 lingouri de, de fier și le vom aranja așa, în formă de V. Și vom lua acest bucket, care înseamnă găleată. Oh, deja se văd monștri. Știi ce este foarte tare? Că putem sta aici, seara. Putem sta aici, în curte, dându-ne afară. Da. Ciudată, nu se vede niciun monstru. Toate că ar trebui să fie... A, de fapt, un zombie acolo. Nu știu dacă îl puteți observa. Da. Și acum ar fi cazul să vă arăt cum să faceți un arc. Dacă sunteți sitași buni și vreți să faceți seara la vânătoare sau oricând. Da? Cum am luat noi acest arc de la un paianjen, schelet. Așa vom face și noi unul. Vă trebuie ață și bețe. Și așa vom aranja ața, iar apoi venim așa cu bețele. Arată ca un arc și va rezulta un arc. Perfect. Tot ce trebuie să facem acum este să primim afară. Ups. Așa. Și așteptăm să vină ziua. Uitați, deja au crescut puțin. Eu nu o să le recoltez acum. Uitați când se recoltează grâul. Grâul se recoltează atunci când o să vedeți că grâul va crește și va deveni în loc de verde galben și cu puncte negre în vârf, da? Țineți minte, galben cu pete negre în vârf. Recapitulăm ce am făcut astăzi. Am făcut un fel de țarc mai mare, da? Am luat iarbă ca să luăm semințe. Am făcut o sapă ca să putem ara pământul și apoi am plantat semințele. Și am pus torțe
pe țar, pe gardul țarului, ca să crească mai repede. Aduceți-vă aminte de șmecherie, puneți apă între fiecare rând de grâu. Eu acum dacă pun apă, o să-mi înghețe și nu o să aibă aceeași eficiență. Oh, un paianjen. Na. Vreau să vin un monstru acum. Scheleți. Doi scheleți. Cred că am ceva de muncă mâine. Dar de fapt mâine vreau să vă arăt. A doua zi vreau să vă arăt altceva. Ia să mă duc puțin în casă. Să văd. Avem și pumpkin. Pumpkinul, oameni buni, este foarte folositor. Ia uitați, îl puteți pune pe cap chiar. Dar o să vedeți așa ca un dovleac. Știu, arată destul de tare, dar că eu nu prea v-aș sfătui să-l folosiți. Sincer, nu știu la ce folosiște. Dacă aveți idei sau știți, dați un subscribe. Și atunci e foarte bine. Da. Voi lua pumpkin-ul și castle, ups. Să știți că pumpkin-ul se poate planta și asta o să facem. O să facem semințe de pumpkin. Da. Acum voi pune aici un pumpkin și voi lua 4 semințe de pumpkin. Și le voi planta undeva aici. Nu. Să vă învăț o chestie. Dacă vreți să plantați pumpkin sau melon, da? Adică pepene, trebuie neapărat să lăsați lângă el o împătrățică liberă. Da? Că atunci când va crește, va lăsa pumpkin-ul aici. O să vedeți voi. Da. L-am luat puțin de acolo ca să îl plantez aici. Așa. Scuzați. What? N-am vrut să pun asta. Ia să-mi mancăm în jur. Un zombie. Hei, zombiule. Nu ne vede, e prea preocupat cu altceva. Luna se duce în jos și noi trebuie să ieșim. Mai fac o dată semințe. Nu le voi folosi pe toate, dar le voi arunca restul, pentru că vreau să-mi ocup tot spațiul. Ok. Ok. Și semințe de pepene. Sincer, nu știu acum cum pot să, de unde pot să iau acele semințe de pepene. Dar știu că le pot obține din mineshaft-uri, adică din mine, unde sunt tot felul de cufăre cu diferite bogății și sigur acolo se află și niște semințe de pepene care le puteți planta. Da, să sperăm că o să avem și noi norocul să dăm și noi de niște mai șefturi, să luăm niște semințe. Ok, perfect, vine ziua și
Voi ieși la atac. Așa îmi place mie să spun. Un schelet. A început să ardă. Asta înseamnă că e timpul să ieșim. Pentru că monștri încep să dispară. Se duce printre capaci și... La atac. Atac! Un panjel. Vă arăt cum să vă luptați cu un creeper în direct și dați câteva lovituri de slabă și vă întoarceți. Ah! Da, n-am reușit. Din păcate s-a blocat calculatorul pe cursorul din față, pe butonul cu săgețica în față, să mă duc în față, cu pe W, adică să mă duc în față și dar n-am putut da înapoi. Un schelet acolo. Îl voi vizita. Deci a încercat să tragă din mine, toate că eram în apă. Așa. Din păcate sunt hintași buni. Și m-a nimerit puțin. Acum. Aș vrea să mă duc la niște oi să le iau niște lână. Perfect, bravo tine. Ce zici? Au. L-am omorât. Încă unul. Exact ce-mi trebuia. Nu m-a nimerit. Vreau oi acum. Să iau lână. Așa. Și trebuie să mă duc să le iau. What's this? Wow, unde a plecat? Ce se aude? Da, mă rog, nu pasă. Să merg. Cât mai repede. Să alerg, de fapt. Da, știu. Niciodată. Vreau niște oi. Încerc să le găsesc pe dealul ăsta. Să sperăm că le putem zări. O să vă arăt eu de ce vreau să iau lână. Pentru că vreau să fac ceva care va fi foarte, foarte folositor. Firar. Mă, niște oi, nu? Am înțeles, porci am găsit. Dar oi nu. Să încercăm în junglă, pentru că în junglă sigur voi găsi ceva. Și va fi foarte bine să le luăm. Așa. Pisicuțe, pisoiaș. Aceea e o pisică, o felină de fapt. Trebuie dresată cu un pește, altfel va fugi de voi. El se hrănesc cu pui. Pui sigur nu o să prea găsim. Și dacă e să găsim ceva, o să găsim carne. Pentru că au fost omorâte și au dat alsat carne. What? Dar nu se vede nicio oaie. Niciun nimic. Mi-e foame. Așa. What? Extraordinar. Mă, dar nimic, mă. Nu, nu suntem prea norocoși la găsitul oilor. Oi! Dar unde e casa noastră?
Upsi. Dacă tu e acolo. A, gata, am găsit acoperișul. Perfect, am găsit-o! E în sfârșit! Aliluia! Oh, vină la mine! Yeah! Vaci! Ea! Perfect! Ah! Mi s-a consumat sabia. Asta e, dacă vreau să omor animalele. Da. Mai vreau să vânem niște oi. De fapt nu oi, vaci. Că lână am, 3. Atâta trebuie. Oh my god. Acolo este o peșteră. Este o peșteră. Perfect, am răpus-o și pe ea. Perfect. Și acum o să mă întorc acasă. Am găsit oi. Perfect. Acum, vă voi învăța încă o decorațiune. Ca să spun așa, pentru casă. Mă cam enervează situația de aici. Și voi pune niște dirt. Ah, perfect, mi s-a consumat până și pământul. Mamă, frate. Dar cred că ghinionii sunt rău în această situație. Perfect. Mă întorc. Și mai repede. Ok. Perfect. Așa. Și voi face un pat. Uitați cum se face. Da, deci luăm 3 plăci de lemn și le așezăm în acest fel. Iar apoi venim peste cu lână și formăm patul. Patul îl voi pune chiar aici. Da? Și voi lua acum, ah, firar, ea se noptează, niște nisip cât de repede pot. O să-mi trebuiască, stai să mă gândesc, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 6. What? Ah, gata. Acum, să mă întorc. Să sperăm că o să-mi intre. Așa. Nu, nu o să-mi intre firar. Oh, God. Încă 6 mai trebuie. Unu, doi, trei, patru, cinci, șase. Așa, perfect. Așa. Și acum am 3, nu contează. Voi arde acest nisip și voi forma sticlă. Da? Deci se umple săgețica și formează sticlă. Ia să vedem recolta noastră. A crescut puțin. Dar nu destul.
Da, cum vedeți, asta e puțin galbenă, dar trebuie să fie tot complet galbenă, fără niciun pic de verde și cu puncte negre. O să vă arăt, o să fie gata. Da? Se face sticla noastră, ca să ne putem muta pe tereasă. Da? Acum, vă voi arăta, ca să nu ne mai ducem să ne uităm cât o fi ceasul și să ne uităm în sus, vă fac o șmecherie mare. Și astfel vom face un ceas. Vă trebuie 4 lingouri de aur și o piatră roșie. Adică, și uitați așa, aranjați lingourile de aur, iar în mijloc piatra roșie. Și obțineți ceasul. Îl luăm și îl păstrăm aici jos ca să-l avem, să ne putem uita. Dar nu trebuie să-l aveți în mână ca să-l arătați, el va merge. Să observați că acum o să vedeți luna urcând. Ok, voi pune la loc astea. Și asta. Oasele le voi lăsa la mine, deoarece am un plan să fac niște căței, să am niște căței de companie. Aceștia sunt de fapt lupii care se găsesc în păduri, da? Depinde. Acum îi putem găsi și în zona montană, da? Acum cred că v-ați dat seama de ce suntem aici, ca să putem găsi lupii, da? La vederea noastră ei nu o să ne atace, ci o să-și vadă de treabă, da? Ei sunt dușmanii oilor, adică dacă văd doi în cale, le omoară pe loc. Da? Asta înseamnă că puteți strânge multă lână de pe urma lor. Și sunt foarte drăguți cățeluși. Și pisicile sunt la fel de drăguțe. Doar că ele nu vă ajută la nimic. Adică, de exemplu, câinii, dacă vă duceți la un monstru și dați și îl loviți pe acel monstru, câinii sar pe el, pe monstru, și îl omoară. Știți? Și nu contează dacă ei și îl răniți, el tot se duce acolo și îl omoară. Înseamnă că vă este foarte credincios. Pe când pisica nu face nimic, stă doar și vă urmează. Și, dacă avem pat, doar noaptea putem să dormim și apăsăm click dreapta pe pat. Și astfel noaptea trece mult mai repede. Ok? Uitați-vă din nou la ceas și gata. Pam, pam. Acum. Acum vă voi arăta cum să faceți stați să mă gândesc ce să vă mai pot arăta despre Minecraft. Cum să vă decorați. Da? Acum aș avea nevoie de niște cărămizi. Cărămizile se pot lua luând materia care se numește clay în engleză și înseamnă argilă, deci ce joacă pe românește. Argilă, da? Asta ne trebuie. Da? Cel mai repede o voi lua cu pământul. Argila are un aspect de culoare gri, adică asta. Și o voi lua pe absolut tot de aici. Ea se găsește numai, dar numai în apă. Bine, o să aveți probabil și cazuri foarte rare, că o să fie pe uscat, dar în apropierea în apropierea apei, adică pe malul apei, vreau să spun. Mi s-a consumat lopata, dar pot lua acest clay sau argilă. Da, îi voi spune clay, nu mai obișnuit. Mă voi întoarce la cabană. Da. Deci am umplut un stack cu 64 și încă unul cu 8. Și o voi arde argila. Perfect, mi s-a făcut geamul.
și verne. Și, de fapt, o să fac o șmecherie, să mi se ardă mult mai repede. Voi arde în același timp mai mult, puțin. Și, acum, ce fac eu cu sticla asta? O voi prepara în în geamuri. Ok? Asta e sticla și o fac în geamuri. O voi transforma în geamuri. Ok? Pentru aranjat așa fiecare sticlă, veți obține 16. Încă o dată 16, 32. Și acum voi pune geamurile. Pun la piatra aia de acolo. Și poc, 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 poc. Voi pune și aici. Așa. Așa. Ah, am aranjat prost sticla aia. Apoi, lăsăm așa. Sau, mai punem puțin de sticlă. Ah, what's happened? Așa, perfect. Și voi pune sticlă. Perfect. Să o fac mai stilizată puțin. Îmi place să fie original, pardon. Scuzați-mi greșelile. Da. Stați. Să fie și mai interesant. Voi pune așa. Da. Aici nu prea mai merge, dar totuși o să pun, ca să păstrez design-ul. Oricum o să mut părinsurile astea de aici, ca să las intrarea liberă, dar deocamdată se face bricul. Da? Am pus aici argila, da? Searda, clay. Și voi pune aici și niște geamuri ca să pot supraveghea grâul. Creșterea grâului. Știu că nu se prea vede bine, dar asta e. Ok. Sper că v-am oferit idei pentru casă. Da? Depinde acum de preferință. Ok? Și acum, să vă mai arăt un ultim detaliu. Așa. Așa, voi lua bricul și voi face cu el ghivece. Așa se face ca și o găleată, doar că din cărămidă. Și vom lua. Să facem 4. Și o să fac din stați puțin. Give me a moment. Ok. Și mă voi duce să iau niște lemn de la copaci. Perfect. Am luat destul lemn ca să pot să fac o chestie foarte interesantă. Ok. Vă luat trunchiurile de copaci și vă pun așa. O dată aici. O dată aici.
adică asta îl vei la de aici. Așa, soarta. Aici voi pune. Oh god. Voi pune asta. Perfect. S-a dus tot căul jos. Ce naș. Așa. Oh god. What's up? Așa. Asta pot înțelege. Perfect. Așa. Și voi lua piatra. Ok? Voi pune așa și atât. Nu. Ok. Și voi pune flower pot-ul. Așa, 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 și așa. Mă tufamezi, tu lași, singa, stai, filo, tu n-ai. Așa, și acum trebuie să flori. Where's, what, oh, doamne. Așa, trebuie să flori. Ah, perfect, flori. Două galbene, două roșii. Cam așa. Așa, sper să am loc în inventar. Sper că trebuie să renunț la ceva. Nu, nu, sper că nu. Ah, doamna pune soarele. Trebuie să găsesc trandafiri, trandafiri. Oh god. Please. Dă-și mie niște trandafiri. Oh my god. Trebuie repede să găsesc niște trandafiri. Pe aici. Ah. Hai că nu mai am mult. Hai mai. Hai, 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 hai. Da. Oh my god. Doar acolo flori. Nu, nu se vede nicio floare și trebuie să mă întorc acasă. Dar, în următorul tutorial, cred că o să vă prezint și cu cealaltă flori. Da, cu siguranță. Acum nu mai am timp. Așa. Oh, văd cum e foame. Acum observ. Da, știu că mi-am ales un loc foarte prost pentru mâncare. Ok, hai, perfect. Și luăm floarea în mână, apăsăm click dreapta și o punem în ghiveci, da? Sper atunci că v-am dat destul de idei pentru a face o casă frumoasă în Minecraft. Și pe data viitoare vă aștept la al 5-lea tutorial, unde vom lucra, vom construi mai multe chestii. Bine, vă mulțumesc pentru vizualizare, like și subscribe dacă vă apreciați. Să aveți o seară, o să aveți o zi bună. Mulțumesc!